Referitor la informațiile vehiculate în spațiul public de către domnul Laurențiu Mocanu, șeful Salvamont Vrancea, Jandarmeria Vrancea infirmă în totalitate spusele acestuia. Jandarmeria Vrancea nu a fost în niciun fel înștiințată despre prezența anumitor turiști în zona respectivă și nici nu a fost înștiințată despre desfășurarea unei excursii în zona respectivă.